Bună ziua! Cine sunteți și ce faceți și cum ați ajuns aici? Bună ziua! Luminița Vasile este numele meu și reprezint Galeria Bazil. Oh, ce fac? Mi-e foarte greu să spun ce fac eu. Când spun reprezint Galeria Bazil, de fapt eu și Galeria Bazil suntem unul. Eu, soțul meu și Galeria Bazil, așadar pot să vă spun despre ce facem noi. Galeria Bazil inițial a avut ca scop inițial spațiu de expunere pentru artiștii din România, acum 7 ani, aproape 7 ani de zile. Acum se face mult mai mult. Transformăm privitorul în creator, avem cursuri de pictură pentru copii, pentru adulți, o mulțime de module. La Galeria Bazil pot să vii și să descoperi lucrări ale artiștilor consacrați, dar poți de asemenea, cum spuneam, să devii viitor creator. E un concept, este de fapt nu o galerie, ci o galerie-atelier sau un atelier-galerie. Vizitatorii galeriei rămân surprinși să descopere că în timp ce vizitează o expoziție la șevalete sau planșetele de lucru sunt copii sau adulți care desenează, pictează, modelează cu Dumnezeu, lucrează într-o mulțime de tehnici. Sunt surprins să descopere că mai fac 2 pași și găsești un magazin cu materiale de pictură de unde își pot achiziționa toate cele necesare. Facem o mulțime de lucruri. Descoperă că pot chiar să-și înrămeze lucrările pe care ei sau cursanții le-au realizat. De unde ați plecat? De jos. Cât de jos? Foarte de jos. Dacă mă întorc, cum spuneam, cu 7 ani în urmă sau 8, visul de a avea o galerie, un spațiu expozițional e de mult mai mult. Însă am avut nevoie de foarte mult curaj, pentru că o astfel de inițiativă și acum, dar mai ales acum 7 ani, friza multe riscuri. Deci, cum spuneam, am avut nevoie de curaj, am avut nevoie de un gram de nebunie, de ce nu, mai mult decât curaj. Și am avut nevoie să muncim foarte mult. Să muncim, nu mă refer strict, exclusiv la munca fizică, am muncit cu mentalități chiar. Am muncit, dacă astăzi avem, numai în rândul copiilor, anual, aproape 200 de copii la cursuri, În 2005 mi-au trebuit 3 luni de zile să formez o grupă de 6 copii. Era ceva nou, cum să vin într-o galerie de artă, copil de 4 ani, 5 ani, 6 până la 11, să pictez, să desenez. Era necunoscut. E bine, până la urmă oamenii au înțeles că, spuneam inițial, scopul era de a transforma privitorul în creator. De fapt, am realizat că la momentul acela, și nici acum nu se întâmplă mult mai bine, dar sperăm că măcar o bucățică dintr-o cărămidă am pus și noi la temelie, nu exista un public. Aceiași oameni erau cei care mergeau în expoziții, un cerc închis, să spun așa. De fapt, ăsta a fost scopul, acela de a aduce cât mai mulți vizitatori într-o galerie, fiindcă oamenii au din ce în ce mai puțin timp pentru ei, din păcate, și dacă noi nu ne puteam duce la ei, atunci trebuia să găsim o modalitate de a aduce pe ei la noi. Ce sunteți de profesie? O, Doamne, asta e poveste foarte lungă. Citeam ieri un e-mail care circula pe internet despre Steve Jobs, Apple, care spunea că cea mai bună decizie sau prima lui mare bună decizie în viață a fost aceea de renunța la facultate. Ei bine, eu am luat această decizie pentru că am fost nevoită. Oamenii nu mă puteau susține să termin o facultate. Și o să revin aici, vă spuneam, am avut nevoie de foarte mult curaj să intru în zona asta fără să fi absolvit Universitatea de Arte Plastice. Nu, am absolvit un liceu real, matematică, fizică, după care am muncit și am muncit în diverse domenii, de la referent, introduceam date, în advertising, am învățat singură mult
Și nu spun că mi-a prins bine, însă dacă mă gândesc că mi-am găsit o scuză în spatele faptului că există o mentalitate în România în care diplomații, deci cei cu diplomă, contează, chiar dacă nu știu să facă nimic, ei, bine, am vrut să lupt cu această mentalitate și să demonstrez că se poate. Dacă îți propui să faci ceea ce îți place și dacă și muncești mult, reușești. Poate că ar fi fost mult mai ușor dacă fluturam o diplomă. A fost mult mai greu și aici aș putea să dau un exemplu apropo de mentalitățile cu care am muncit. În primul an, când am deschis galeria, a venit o mare actriță, n-am să-i dau numele, care scria și la o revistă pe vremea aceea și a venit să-mi iau un interviu. În momentul în care m-a întrebat cu ce am terminat, la ce profesor am terminat Universitatea de Arte și am spus că nu am terminat Universitatea de Arte, a închis agenda, a băgat în geantă și a plecat. Mentalitatea, îți trebuie pile, îți trebuie relații, nu funcționează. Nu, pentru că ține până la urmă de tine. Dacă vrei să reușești, poți să reușești acum. Care au fost primii bani câștigați ever? Mai ții minte? Greu să spun care au fost primii bani câștigați, pentru că nu m-am gândit niciodată să câștig bani. Nu, primul job. Prima dată, în tinerețe... Păi, prima dată am fost foarte fericită pe la 17 ani, când, într-o vacanță de vară, de o săptămână, un amic, nu pot să-i spun chiar prieten de familie, a întrebat-o pe mama dacă nu mă lasă toată vara, fiindcă nu mai are om să vândă bilete la discoteca unde el era patron. Și inițial mama n-a vrut să mă lase, eu am fost foarte fericită că m-a lăsat, fiindcă aceia au fost într-adevăr primii mei bani câștigați de mine. Nu mi-am propus niciodată să câștig bani. Când am deschis galeria și chiar înainte, în publicitate, toată lumea mă întreba, auzeam într-una acest business și încerc să-i conving, încerc să le spun că acesta nu este un business, e un mod de viață. Dacă vrei să reușești, trebuie să... E ca atunci când îți propui să slăbești, știi? Faci o dietă, după ții o dietă, după un an, două luni, știu eu, te apuci și mănânci din nou prost. Adică, ce facem? Muncim 2 ani ca să cheltuim apoi ce am câștigat, nu? Nu, e un mod de viață și atât. Asta vreau, să fac ce-mi place, să pot să trăiesc decent din asta, să pot să mă bucur de realizările mele și mă bucur curându-mă, să spun așa, de ceea ce fac ceilalți, pentru că eu exist. Foarte frumos. Poți să dai câteva sfaturi? Din punctul tău de vedere. Aș da o mulțime de sfaturi. Nu știu, să fii mai vesel, să țintim sus. Putem să țintim cât de sus vrem și dacă asta presupune chiar să ne gândim la bani, foarte bine, putem să facem și asta. Dar să nu uităm niciodată să ne bucurăm de lucruri mărunte, pentru că ele sunt cele care fac cea mai mult parte din viața noastră și cred că asta ne-ar ajuta să mai mergem aplecați de spate, să nu mai fim încruntați, să nu mai fim atât de răi. Aș mai da un sfat, aș vrea să văd că românii, în principal, pentru că nu despre ei vorbim, se uită mai puțin la capra vecinului sau dacă se uită, să o facă, să reușească să o facă și admirativ. Întotdeauna ne dorim ceva pentru că are vecinul sau mai mult decât el. Oameni buni, haideți să ne dorim ce vrem noi, haideți să stăm un pic să ne gândim ce ne dorim noi pentru noi și ce ne facem nouă bine. Și aia să facem. Ce cărți îți plac? Vreau să spun că era o vreme în care citeam tot ce-mi pica în mână. E dreptul, în ultima vreme, e la ce spun, am mai puțin timp pentru mine. Însă, poate că totuși cărțile de artă sunt cele care încerc să mă perfecționez, știi? Odată cu tot ce fac aici, învăț și eu. Mai mult și mai mult.
știu, orice, dar nimic pe calculator. Orice carte îți pică în mână, e bine să o citești. Fie că rămâi măcar cu un vocabular îmbogățit, dacă nu poți să treci dincolo, dacă, nu știu, o carte filozofică, să spunem, e mult prea grea și profundă. Dar este un exercițiu la care n-ar trebui să renunțăm, la scris și la citit. Bun. O altă întrebare care n-am mai adresat-o până acum. Noi, ca români, avem probleme de etică și nu prea știm să gestionăm acest aspect. De asta toată lumea, în ADN-ul nostru, până la un punct, șpaga, relații, să ne descurcăm. Lasă că merge și așa, responsabilitate, mai puțin. Poți să-mi dai un exemplu din viața ta, dacă ai așa, top of mind, în care etica a jucat un rol foarte important? Când ai luat o decizie etică și ți-ar fi fost mai ușor să nu iei calea cea etică? Cred că sunt multe. Cred că, nu știu, în viața noastră a tuturor, de multe ori, apare calea ușoară, căci nu despre ea vorbim. Și sigur că riscul este foarte mare de a o alege pe ea. Este greu să alegi calea grea. De ce să muncesc dacă pot să stau sau poate să muncesc altul? De ce să muncesc dacă pot să mă plâng în masă? Așa, de ce să ridic o hârtie de pe jos pe stradă când e gunoi oricum? Cred că au fost mai multe momente. Un moment foarte, 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 foarte important, cred că a fost acela în care am plecat din advertising și am venit în Galeria Basil. Era foarte ușor. Acolo se câștigau bani, chiar dacă munceai la fel de mult. Acolo, dacă reușești să faci, să-ți placă totuși ceea ce muncești, puteai să urci mult mai ușor. Am ales să nu fac asta pentru că, deși știam că este foarte greu, și am mărturisit sincer că noi ne-am, ca să putem deschide Galeria Bazin, ne-am vândut propria casă și ne-am mutat cu chirie. A sosit un moment, după vreo 2 ani, în care nici măcar banii nu m-au mai ajutat, pentru că în artă nu se fac bani. În timpul ăsta de artă, și menționam. Cred că ăla a fost momentul în care am zis, e drept că aveam o motivație în ceea de a face ceea ce îmi place. Dar, uite, nu, chiar nu-mi vine acum în minte un moment foarte, foarte important. A mai fost un moment în advertising, când, după, să spunem, o asociere care ar fi putut să nu știu, astăzi să fim poate una din cele mai importante firme de publicitate din România, după vreo 3 luni de zile, când ne-am dat seama că nu este foarte etic ceea ce se întâmplă, ne-am retras. Chiar dacă am putut câștiga ușor. Și un cuvânt de final pentru cei care vor să se lupte sau ar vrea să obțină mai mult de la viață? Păi, cred că tot ce am să spun acum este pentru cei care vor mai mult de la viață. Acum depinde ce înseamnă acest mai mult pentru fiecare dintre noi. Cred că ar trebui să ne uităm Ar trebui să ne uităm un pic înăuntru nostru. Dacă tu m-ai întrebat de cărți, m-aș recomanda tuturor Un om norocos al lui Pahler. Și nu știu dacă neapărat că așa nu. Cred că trebuie să ne iubim mai mult, să nu ne urăm atât. Încă dacă ne-am gândit numai o secundă, o clipă la cei din jurul nostru, am reușit să fim un pic mai buni. Și fiind mai buni, sigur că lucrurile s-ar schimba. Și uite, mi-a venit acum în minte cel mai important sfat. Să nu încercăm să schimbăm nimic din ceea ce se întâmplă în generația noastră. Haideți să ne uităm jos la rădăcini, la copii. Ei ar trebui schimbați, dacă e să schimbăm ceva, sau remodelați, sau formați. Fiindcă de ei vom depinde și noi mai târziu și ei sunt cei care mai pot fi modelați.